Tema conferinței științifice a fost completată și de alte aspecte, printre care cel al războiului, formulat de către domnul Andrei Covrig, de la Asociația Dreptului Umanitar din Republica Moldova, sau cel diplomatic, argumentat de către domnul Anatol Țăranu, doctor conferențiar de la Institutul de Istorie, Stat și Drept. Declanșarea la scară largă a conflictului militar pe data de 2 martie 1992 a avut în spate un alt război, nu mai puțin clincen, dar care s-a consumat la cravată și la frac și care convențional poate fi numit războiul diplomatic. Războiul fierbinte a declanșat o adevărată ostilitate diplomatică și a permis ca la suprafață să apară acele forțe care mult timp, sau cel puțin în preliminar, s-au găsit în umbră și nu-și manifestau adevăratul său rol în acel conflict care a fost declanșat în Republica Moldova și care, pe parcurs, a primit denumirea de conflict zasânstrean. Imediat după declanșarea ostilităților militare, opinia publică internațională a fost alertată de ce se întâmplă în Republica Moldova și diplomații au început să apară pe scenă. Aici s-a vorbit deja că ostilitățile militare au început în momentul când Republica Moldova era acceptată în calitate de membru cu dreptul de plin în Organizația Națiunilor Unite. Deja în cuvântul de inaugurare pe care l-a rostit la New York Mircea Sneagu, el a vorbit inclusiv și despre ce se întâmplă în Republica Moldova, cu toate că avea informații încă destul de lapidare în acest sens. Dar deja de la tribuna Națiunilor Unite s-a vorbit despre declanșarea unui conflict militar în Republica Moldova și opinia publică a fost alertată. Pe data de 6 martie 1992 la Helsinki, în cadrul unei întrevederi OSCE, ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicolae Țin, pentru prima dată vorbește despre necesitatea formării unui mecanism internațional pentru medierea conflictului militar care se declanșase în Republica Moldova. Pe data de 24 martie, în cadrul reuniunii OSCE, reuniunii anuale a OSCE, iarăși la Helsinki, la inițiativa Republicii Moldova și a României, este creat mecanismul quadripartit de mediere și reglementare politică a conflictului transnistrian și, în special, a conflictului militar de pe Nistru. Acest mecanism quadripartit includea 4 țări și acest mecanism era realizat la nivelul ministrilor de externe a acestor țări. Ministrul de externe de atunci, Republica Moldova Nicolae Țiu, România Adriana Stase, Ucraina Anatolie Zelenko și Rusia Andrei Kozirev. De atunci la Helsinki a fost luată decizia despre formarea acestui mecanism și a fost dată publicității o declarație în care erau enunțate principiile de bază de care trebuie să se conducă acest mecanism quadripartit pentru activitatea sa. În războiul din 1992 au participat circa 29.000 de persoane, dintre care aproximativ 300 au decedat, iar alți 300 au rămas invalizi de gradele 1, 2 și 3. Te trezești dimineața cu Nistru bătrân în față, adu-ți aminte de soare, adu-ți aminte de tată, adu-ți aminte de soră, adu-ți aminte de tată. Pe ambele maluri, spălate de apele vremii, se uită cu crucile albe spre tine, pământ al durerii. Se uită cu crucile
albe. Spre tine, pământ al durerii. Transnistria, lacrima mea, lacrima, lacrima. Transnistria, lacrima mea, lacrima, lacrima. Medalii post-mortem la Căușeni. Armata Națională își pleacă fruntea în memoria patrioților care au manifestat bărbăție și curaj în clipe de grea cumpănă pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul apărării Vitale Marinuța în cadrul unei întâlniri în raionul Căușeni, cu participanții la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova și văduvele care și-au pierdut soții pe câmpul de luptă. În ajunul zilei memoriei, marcat oficial la 2 martie, ministrul apărării a amânat 40 de medalii comemorative post-mortem văduvelor eroilor căzuți în lupta pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova. Totodată, ministrul apărării a decorat 7 participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova cu medalia în slujba patriei și insigna recunoștință. Vitalia Marenuța a menționat că aceste distincții sunt un tribut de recunoștință față de toți soldații care și-au îndeplinit datoria ostășească cu prețul suprem și nu s-au întors din bătălie. Comemorarea celor căzuți în conflictul armat este un tribut de recunoștință față de văduvele care și-au pierdut soții, precum și participanții care au supraviețuit în conflictul armat. Vă asigur că Ministerul Apărării va onora în continuare memoria eroilor și va susține veteranii conflictului armat și văduvele celor care au căzut pe câmpul de luptă, a accentuat Vitale Marinuța. În cadrul manifestărilor organizate în ajunul zilei memoriei la Căușeni au fost inaugurate 2 plăci comemorative. Este vorba despre placa comemorativă în cinstea lui Alexei Cioban, dezvelită în cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir și placa eroilor independenței în sediul primăriei orașului Căușeni, care înveșnicește numele a 10 participanți la conflictul armat din anii 1991-92. După festivitatea solemnă consacrată acestor evenimente, ministrul apărării și reprezentanții administrației publice locale au ținut un minut de reculegere în memoria eroilor căzuți în lupte, iar ulterior au participat la o masă de pomenire. La Centrul de Cultură și Istorie Militară a fost inaugurată o expoziție de fotografie, document dedicată împlinirea 20 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru. În cadrul expoziției cu genericul La un pas de război, la un pas de pace, sunt prezentate peste 100 de fotografii document care surprind chipuri și destine prin care transpare realitatea cruntă a războiului și eroilor căzuți în luptele de la Nistru. Autorul expoziției, maestrul în fotografie Tudor Iovu, a declarat că expoziția este un omagiu adus tuturor participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova. Îmi puneam zilnic viața în pericol, dar riscul făcea parte din profesia mea. Eram mândru că am ocazia să arăt lumii întregi ce se întâmplă în Moldova. Deși eram șocat de ceea ce vedeam pe front, a afirmat Tudor Iovu. Colega Natalia Andronache s-a apropiat de maestrul Iovu și l-a rugat să explice semnificația unor fotografii. Eram într-un trașei la Varneța, după blocurile de beton care erau instalate pe drum, și la un moment dat am observat peste drum, dintr-o fâșie de copăcei tineri, a apărut băiatul cu armă, care a început să dimenească niște porumbei, de care îi hrănea el acolo și îi chema spre dâns. Și eu am văzut toată chestia asta un simbol, adică omul cu o armă a dimenește porumbei. Și atunci a apărut un simbol. Țineți minte și când ați făcut acea fotografie? Nu mai țin minte ziua, fiindcă eram și cu niște colegi din România, care chiar unul era în panică de frică, fiindcă se trăgea acolo, este o căsuță, nu știu ce, cu radio, legat ceva așa, un retranslator, și a început să bată pe acoperișul casei cele, explodau de astea, alazain de astea, așa e numele lui Domnul. Și el, nici nu mai filma, s-a așezat la fundul tranșeiului și a stat acolo. Fotografia asta, fetița cu lumânarea, am făcut-o la primul funerare, când au căzut primii 3 sau 4 băieți la Dubăsari. Sunt alte două
fost făcute, cum vedeți, după date. Sunt făcute cu diferență în 20 de ani. Și aproape nu s-a schimbat nimic. Aceleași mame îndurerate, aceleași copii mor. De asta am hotărât să fac finalul expoziției, nu așa mai o leacă tragic. Prezent la eveniment, ministrul apărării Vitale Marinuță a accentuat că fotografiile vernisate reprezintă istoria dureroasă a țării, iar memoria celor care și-au sacrificat viața pe altarul libertății patriei va rămâne veșnic vie. Această expoziție de fotografie document reflectă trecutul dureros al istoriei naționale. Avem datoria să înțelegem și să ne asumăm toate momentele și lecțiile trecutului, pentru că numai așa putem construi un viitor mai bun. Această părere a împărtășit-o colegilor mei, colonelul în rezervă Andrei Covrig. Am privit unele imagini care sunt expuse și vreau să vă spun că multe din ele eu le-am văzut, eu le știu și deci au mai apărut, să spunem, și în presă. Sunt și multe imagini pe care eu nu le-am văzut și vă spun că deosebit interes mă uit la ele, deoarece apar unele secvențe pe care deci nu le știu. Mai mult ca atât, sunt două imagini, le-am arătat colegului, pe care eu la Tighina personal le-am văzut, adică este vorba de tehnica blindată care este distrusă în fața cinematografului Drujba din Tighina și este o imagine cu una din străzi Tighina, care este, spunem, devastată și deci distrusă. Sunt niște amintiri, evident, sunt niște amintiri triste, însă, într-o oarecare măsură, sunt și niște amintiri așa cu bucățic de optimism. De ce motiv este optimismul? Doriți sau nu doriți, însă, oamenii care au fost la ministru în 92, deci au apărat integritatea și independența Republicii Moldova. Asta este situația și nu fost acești combatanți, nu fost această rezistență, deci n-ar fi existat nici Republica Moldova. Și noi trebuie de lucrul ăsta să fim conștienți. Expoziția de fotografie, document cu tema La un pas de război, la un pas de pace este organizată de Centrul de Cultură și Istorie Militară în colaborare cu maestrul în fotografie Tudor Iovu și publicația Adevărul. Fotoreporterul de război a fixat pe sute de metri de film evenimentele de acum două decenii. Fotografiile document făcute în prima linie a ostilităților militare vor fi expuse timp de o lună.